Peste 600 de persoane s-au vaccinat la caravana de vaccinare anticovid condusă de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat dr. Raed Arafat. Timp de 2 zile, șeful DSU Raed Arafat a fost prezent la Calafindești și Câmpul Moldovenesc, unde a vaccinat personal pe cei prezenți. Duminică la Câmpul Moldovenesc au fost vaccinate 415 persoane, din care 210 persoane cu Johnson & Johnson, 202 persoane cu Pfizer și 3 persoane cu Moderna. La Calafindești s-au vaccinat sâmbătă 199 de persoane, dintre care 126 cu Johnson & Johnson, 72 cu Pfizer și o persoană cu Moderna. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a apreciat că este un rezultat bun și nu a exclus posibilitatea de a mai participa la astfel de acțiuni ca voluntar, în timpul său teoretic liber, așa cum a procedat și la Suceava. Vreau să le mulțumesc celor care ne-au sprijinit, instituția prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Suceava, primăriile din zona de aici, Direcția de Sănătate Publică, voluntarii care au venit din Mureș, voluntarii de la ISU Suceava, colegii de la Spitalul Județean din Suceava, deci toți care ne-au sprijinit, vreau să le mulțumesc și sper să vaccinăm cât mai mulți. Important este că lumea să vină și să înțeleagă că asta este în binele lor și în binele familiilor lor și a tuturor celor care trăiesc cu ei în comunitate. Am hotărât în primul rând să mă implic și am și alți colegi care s-au implicat și se implică în procesul de vaccinare în mod voluntar și poate încurajez așa și alți oameni care poate că mai sunt în dubiu să vină, să întrebe. Am stat de vorbă cu unii dintre cetățenii care au venit să se vaccineze înainte să se vaccineze și clar că să-i arăt că și eu am fost vaccinat când a venit rândul și acum particip la procesul de vaccinare, că să sprijin și că să atrag cât mai mulți oameni împreună cu colegii noștri să vină la acest proces. Este unica șansă care o avem. Vedeți, în Marea Britanie au început din nou să crească numărul cazurilor, mai ales cu varianta indiană. Dovezile toate arată că vaccinurile sunt eficiente și împotriva noilor variante, dar oamenii trebuie să fie vaccinați. Pandemia în lume încă nu s-a terminat, dar noi putem să limităm efectul ei în România prin a vaccina cât mai mulți oameni posibil și să nu ascultăm recomandările între ghilimele împotriva vaccinării care vin pe Facebook-uri, pe social media sau uneori chiar auzim unii care comentează la anumite emisiuni. Deci vaccinul este unica soluție pentru a preveni un nou val grav la toamna și la iarnă. La acțiune au participat medici și asistenți medicali din Suceava, voluntari din cadrul programului Salvator din Pasiune, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, precum și medici, asistenți medicali și voluntari de la UPU Smurd Târgu Mureș. Duminica a participat ca voluntar și șef Asociației Medicilor de Familie din județul Suceava, doctorul Irina Franciuc. Pentru buna desfășurare a activității au mai participat polițiști, jandarmi, ofițeri din cadrul STS și alte structuri MAI și din poliția locală. ISU Suceava a asigurat 4 mijloace de transport pentru persoanele din localitățile învecinate, care au dorit să vină să se vaccineze.